Și al Fiului și al Sfântului Duh. Troparul adormirii Maicii Domnului cântă: într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu născătoare, mutatul tău la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Cred că acest tropar a fost scris după ce în istoria bisericii s-a dovedit adevărate afirmațiile cântate în el de-a lungul a multor și multor veacuri. Iată un exemplu. Bătrânul Ioasaf, de origine grec, a venit în Sfântul Munte în anul 1820, unde a trăit cu totul 52 de ani și în acest răstim nu s-a îmbolnăvit niciodată. Ucenicul său, Pavel, care era mai mare ca vârstă, a trăit împreună cu el 13 ani, din care doar într-un singur an a fost sănătos. În rest, tot timpul bolnav. Cineva l-a întrebat pe părintele Ioasaf: cum trăiți? El a răspuns: Preasfânta Născătoare de Dumnezeu poartă de grijă. Câteodată copiez manuscrise, dar aproape că nu mai pot face nici asta acum, la bătrânețe, că-și mi-a slăbit vederea. Facem ce ține de noi, adică rugăciunea, și Maica Domnului poartă de grijă. Puțin înainte de moarte l-au vizitat doi ruși. La întrebarea lor dacă are cele necesare traiului și care este cu adevărat ocupația sa, starețul Ioasaf a răspuns: într-adevăr, noi suntem lucrători, dar iată, se îngrijește de noi această mamă, a zis el arătând către icoana Maicii Domnului. Vizitatorii, dorind să discute cu starețul, au făcut observația că nu este întotdeauna chiar așa. Nu, a răspuns starețul, dacă cineva o roagă pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru orice lucru necesar vieții sau mântuitor pentru suflet, ea, ajutătoarea tuturor, îl roagă pe fiul ei să dea omului tot ceea ce cere, dar dacă aceasta nu este vătămător pentru el însuși sau pentru altcineva. Este suficient să părăsească cineva viața cea păcătoasă și să pună început pocăinței ca să îl primească pe Domnul și Maica sa ca rob al lor, să cadă înaintea lor cerându-i și rugându-i, cerând și rugându-i. Și încă un exemplu, părintele Ioachim, un puznic atonit, mărturisea: mi-am pus canon să nu merg nicăieri, nici să cer nimic de la nimeni, dacă însă cineva îmi aduce ceva, nu refuz. În acea clipă, bătrânul Ioachim s-a ridicat și a adus două pâini pentru a ni le arăta, zicând că numai cu puțin timp înainte cineva venise și le adusese. Ce mai trebuie, a strigat el, slavă ție, Doamne, Preasfânta Născătoare Dumnezeu îmi dă pâine, ce altceva mai îmi trebuie, ea îmi dă de toate. Se cunosc nenumărate întâmplări care vădesc purtarea de grijă a Maicii Domnului asupra atosului, grădina sa. Sfântul Paisia Ghioritu, vorbind odată despre Sfântul Munte, arăta că, citez, aceștia, e vorba de mai mari din Grecia și din Uniunea Europeană, au în plan să facă drumuri, să vină turiști, încât să-i obosească pe călugări prin primirea de străini. Vedeți, a spus să vină turiști, nu pelerini, adică gură cască dintre aceștia care să facă poze și să pălăvrăgească. Deci, a zis, aceștia mai mari Greciei și a Uniunii Europene au un plan să facă drumuri în muntele Athos, să vină turiști încât să-i obosească pe călugări prin primirea de străini. Apoi vor spune să facem și niște hoteluri ca să nu mai ostenim pe călugări. Da, vor spune câțiva călugări, asta e un lucru bun, o idee bună. Vor da și bani pentru Uniunea Europeană, vor da și bani pentru conservarea bisericilor, ceea ce vedeți s-a întâmplat. Sfântul Paisia Ghioritu a murit acum mai bine de 30 de ani. Și iată ce a spus, Uniunea Europeană va da bani pentru conservarea bisericilor și într-adevăr după moartea lui asta s-a întâmplat până în ziua de astăzi. Și în ziua de astăzi Uniunea Europeană dă bani pentru conservarea bisericilor de acolo. Deci Uniunea Europeană va da bani, va da bani pentru conservarea bisericii, după care vor spune, nu se poate să mai ardeți lumânări și tămâie în biserici, deoarece am dat atâția bani pentru restaurare. Alegeți-vă un loc pe teritoriul mănăstirii unde să vă zidim noi o biserică, unde să faceți slujbe. Apoi vor pune și un paznic cu barbă și cu rasă, care să aibă femeia sa la Uranopolis, vor să ne facă muzeu. Aici el a spus-o foarte bine. Asta vrea Uniunea Europeană și asta vrea diavolul, ca noi creștinii să fim piese de muzeu, exponate moarte, să fim creștini fără viață duhovnicească. Nu spun, și atât ce
scrie mai departe Sfântul Paisie, nu spun că va îngădui aceasta Maica Domnului, dar acesta este planul lor. Și sunt deja câțiva călugări care vor aceasta, călugări, auzi, dacă nu-și vor reveni, vor primi și o altă palmă. Însă ultimul cuvânt de spus în muntele Athos îl are Maica Domnului, numai Marii Uniunii Europene. Același punct de vedere l-avea și bătrânul Efrem Catunachiotu, un om duhovnicesc cu multe harisme, pe care însă nu le flutura înaintea celorlalți ca pe niște stegulețe. În anul 1978, relatează părintele Gavril, viitorul stareț al mănăstirii Atonite Dochiaru, am cerut să preluăm această mănăstire. Nimeni nu accepta, de la protosul Sfântului Munte până la administratorul civil și reprezentantul Patriarhiei Ecumenice. Însă părintele Efrem ne-a spus, Preasfânta pe voi vă vrea, va întârzia, însă poarta se va deschide pentru voi. Părinte a replicat, părintele Gavril, 7-8 monahale cer mănăstirea Dochiariu, adică în Sfântul Munte mai existau grupări din acestea de puznici, grupări din acestea isihaste, în diverse locuri din Sfântul Munte, care ar fi dorit să preia acea mănăstire. Deci a spus, părinte, 7-8 monahale vor mănăstirea Dochiariu, pe mine să mă prefere? Și a răspuns Părintele Efrem, pe tine te vrea Preasfânta. Și într-adevăr așa a fost. Deci vedeți, omenește, și protosul Sfântului Munte, și administratorul civil, și reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, toți erau împotrivă. Și a zis, dacă așa a hotărât Preasfânta, așa va fi. Și așa a fost. Părintele Gavril mai povestește, în anul 1980 ne-am închinoviat în mănăstire. Când de Crăciunul anului 1978 un frate și-a dat seama de situația materială precară a mănăstirii, sufocat de gândul la sărăcie, l-a vizitat pe părintele Efrem Catunachiotu. De îndată ce l-a privit pe bătrân, acela l-a mustrat. Nu te mai gândi la bani. Mănăstirea o are pe Preasfânta. Ea acoperă toate nevoile. Deci acela n-a exprimat, nu și-a exprimat gândurile, el i-a citit gândurile și a răspuns. Atanasie Racovalis a destăinuit. El era un apropiat al Sfântului Paisia Ghioritu. Odată părintele Paisie îmi povestea cum i-a apărut Maica Domnului ziua în amiaza mare și l-a ajutat la o nevoie pe care o avea. Au vorbit împreună timp de câteva minute. Cum v-a simțit, părintele, am întrebat. Mare bucurie, dar simțeam și rușine. Mă simțeam stingherit, era Maica lui Dumnezeu. Cu Sfinții Ioachim și Ana mă mișc mai în voie. Aici el cumva trădează indirect faptul că el, lui se arătau mulți sfinți acolo. Părintele Iulian de la mănăstirea Prodromu, de la schitul Prodromu din Muntele Athos mărturisește. Eu spun fiecărui pelerin care vine la mine, la spovedanie, să facă 100 de închinăciuni pentru Maica Domnului, deoarece ea e protectoarea Sfântului Munte. Maica Domnului a făcut și face și în prezent, mă iertați, a făcut și face și în prezent multe minuni. Trebuie să avem credință că Maica Domnului face minuni. Fiecare rugămintea noastră către Maica Domnului care ni se îndeplinește e de fapt o minune. Mântuitor a lăsat pe Maica Domnului ca ocrotitoare a creștinilor. Eu o cinstesc în gând, dar și la praznice. Există o rugăciune frumoasă la Sfântul Evanghelist Luca, adusă din cer de un înger care se cântă la litie. Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Această rugăciune ar trebui să o spună fiecare creștin, continuă părintele Iulian. Sfinților părinți le-a arătat Dumnezeu să o cinstească pe Maica Domnului mai mult decât pe toți sfinții. De aceea s-a pus la finalul fiecărui canon din cărțile de slujbă câte un tropar în cinstea Maicii Domnului. Prin haramul icoanei Prodromița de aici, de la schitul lor Prodromul din Athos, noi o cinstim pe Maica Domnului. În Sfântul Munte sunt multe icoane ale Maicii Domnului făcătoare de minuni. Vă amintiți întâmplarea relatată de Ioannis Kotsabasis în cartea sa din Tibet în Sfântul Munte, la bătrânul Paisie? Despre un fapt care s-a petrecut în Grecia în legătură cu meditația transcendentală și yoga. Un danez născut în credința luterană, nemulțumit de pseudo-creștinismul în care fusese crescut, căuta adevărul. L-a căutat în budism și yoga, în meditația transcendentală, dar Dumnezeu, care nu lasă în înșelare pe niciun căutător sincer, i-a descoperit adevărul. El a mers pe insula Creta pentru a-și petrece concediul și a văzut o icoană a Maicii Domnului care se vindea lângă plajă ca suvenir.
I-a plăcut foarte mult și a cumpărat-o. A dus-o în camera de hotel, a așezat-o în fața lui și a început să facă meditație budistă Vipassana. În acea clipă i s-a arătat Maica Domnului și i-a zis: dacă mă iubești, încetează ceea ce faci, pentru că nu-mi place. Și ce trebuie să fac? A întrebat danezul. Să te duci să îi găsești pe ortodoxi și să te botezi. Ceea ce omul a și făcut, însă după un ocol, pentru că după ce s-a întors în Danemarca, a găsit o biserică ortodoxă în apropiere de el, a cerut să fie primit în biserica ortodoxă, dar preotul de acolo, danez din Copenhaga, doar l-a uns cu Sfântul și Marele Mire, a făcut doar mirungerea, dându-i binecuvântare să se împărtășească. Dar deși se împărtășea, nu simțea nicio schimbare în viața lui. Îl chinuia în continuare energia duhurilor necurate, energie pe care o contactase în Nepal, unde a învățat meditația budistă. La puțin timp de la mirungere a plecat în vacanță în România și deși avea de gând să meargă în Moldova ca să viziteze mănăstirile, în avion îi veni în minte numele Valahia, Argeș, și a hotărât să meargă acolo. Dumnezeu a rânduit să găsească mai mulți tineri care mergeau în Argeș la o mănăstire cu viață duhovnicească. Ajuns acolo, le-a povestit monahilor cu deamănuntă ceea ce se întâmplase cu el. Aceia au explicat faptul că îi lipsește taina esențială prin care se merge în Împărăția Cerurilor, și anume taina Sfântului Botez, în biserica cea una, una cea drept slăvitoare. Vedeți, Maica Domnului a spus să te duci să-i găsești pe ortodox și să te botezi. Și preotul acela ortodox din Copenhaga era un ortodox ecumenist. El recunoștea botezul ereticilor, da? Și iată, acela a văzut perpunea pe ele că lucrurile nu funcționau, că el nu primise botez ortodox. Da? Deci a venit aici în Argeș și acei călugări au explicat că îi lipsește taina Sfântului Botez în biserica acea una drept slăvitoare. Și aceia au zis: rămâi aici la noi o vreme să te catehizăm și te vom boteza. Astfel a rămas acolo timp de o săptămână și duminica următoare a fost săvârșit botezul. În momentul în care a intrat în cristelniță, la cuvintele în numele Fiului, botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, când a zis preotul numele Fiului, Serafim Larsen l-a văzut în apa botezului pe Hristos, așa cum este în icoană, care l-a îmbrățișat. Din clipa aceea a devenit un om nou, renăscut prin taina botezului ortodox, așa cum spunem simbolul de credință. Mărturisesc un botez, spre iertarea păcatelor, și după cum spune Sfânta Credință, Sfântul Pavel în Epistola către Efeseni, există un domn, o credință, un botez. Ajuns din nou în Danemarca, Serafim Larsen i-a mărturisit preotului care i-a administrase doar mirungerea: de-abia acum sunt creștin ortodox. Am primit taina botezului în România. A trăit o stare ce nu poate fi descrisă, căci trebuie să știm că ortodoxia este trăire. Oricât aș încerca să vă spun ce gust are ananasul, dacă nu mâncați, nu veți înțelege. Exact la fel se întâmplă și cu dreapta credință. Trebuie să o trăim și să ne lăsăm în mâinile lui Hristos. Așadar, Maica Domnului i-a purtat de grijă și acestui căutător al adevărului, ca și celor din întâmplările de mai jos. Părintele Haralambie, cel care făcea metaniere, povestea următoarele. În iarna din 1943, în Atena, acolo unde locuiam, ca mirian, era o mare lipsă de cele necesare traiului, era al doilea război mondial, și datorită iernii grele, multă lume murea. În acea vreme, obișnuiam să vizitez pe o călugăriță foarte evlavioasă, care avea în casa ei o icoană făcătoare de minune a Maicii Domnului, adusă din Asia Mică. Această icoană avea pe ea multe obiecte afierosite, dintre care multe erau prețioase. Adică unii se vindecaseră prin rugăciune în fața acelei icoane și au donat acolo cine știe ce aurării, cine știe ce obiecte valoroase. Într-o zi, pe când mă mâhneam din pricina lipsei de alimente, îi spun maicii: ascultă, maică, nu vinzi aurul de la icoană ca să cumpărăm ceva de mâncare? Aceea a răspuns: aurul acesta este al Maicii Domnului și nu pot să-l iau. Dacă voia Maica Domnului să ni-l dea, ni-l ar fi dat. Dar de îndată ce a rostit aceste cuvinte, o brățară de aur s-a ridicat singură și s-a lipit de geamul icoanei, de parcă ar fi vrut să iasă afară. Acesta l-au socotit a fi un semn al Maicii Domnului, astfel că au vândut brățara și au cumpărat alimente cu care au putut să treacă acea iarnă grea. Sfântul Paisia Ghioritu își amintește: o să vă spun ceva care mi s-a întâmplat atunci când eram la Conița, la mănăstire.
Acolo exista o icoană a Maicii Domnului pe care o curățau în fiecare zi și îi aprindeau candela. În anumite răstimpuri venea la mănăstire paznicul Nicolae Litos din Conița, care avea 10 copii și îmi spunea: Gheronda, vreau să mă duc să aprind candela Maicii Domnului. Dar este aprinsă, binecuvântatule, îi spuneam. Acela însă insista și ca să nu-l mâhnesc, îi spuneam să se ducă. După ce pleca, de fiecare dată mergeam și ștergeam un de lemnul pe jos, adică acela era neglijent, acolo făcea mizerie. Odată mișcat de curiozitate, mi-am spus în sinea mea: ia să mă duc să văd ce face acest binecuvântat în biserică, nu cumva să-mi strice ceva. Și astfel am intrat pe furiș în urma lui. Acela se duce la icoana Maicii Domnului, afundă degetul în delemnul din candelă, unge cătarea puștii, avea cu el o pușcă, îngenunchează și spune: Maica Domnului, mâncarea s-a terminat, știi tu. Auzind acestea, m-am mirat mult și am hotărât să-l urmăresc, să văd ce face. După ce s-a depărtat de mănăstire, la vreo 300 de metri, văd o capră sălbatică pironită înaintea lui. Își ia pușca de pe umăr, trage în ea, o omoară, o ia în spate și pleacă. Atunci am înțeles cuvintele pe care le spuneam Maicii Domnului. De atunci, de fiecare dată când venea pasnicul la mănăstire și pleca, eu înciuleam urechile să aud împușcăturile. Și într-adevăr, după 5 sau cel mult 10 minute, auzeam împușcăturile și spuneam: Maica Domnului iarăși a dat de mâncare acestui om cu mulți copii. În biografia Sfântului Serafim de Virița, un mare sfânt rus din secolul 20, care a trecut la Domnul în anul 1949, viață scrisă de Alexandru Trofimov, citim următoarea întâmplare. O femeie în vârstă se plângea adeseori că este urât să trăiască singură. Nici soră, nici frate, nici nimeni dintre rudele sale nu a rămas în viață după război. Venind odată la părintele Serafim, ea a văzut la el o bătrânică despre care, arătându-i-o starețul, i-a spus: Iată, ție și tată și mamă și soră și frate, veți locui împreună. Adică părintele avea darul acesta al vederii duhovnicești și a știut de ce a venit bătrâna. Și iată, Dumnezeu a dus pe cealaltă bătrână acolo, exact la ora potrivită, ca să le unească. Pulheria și Alexandra, căci așa se numeau, s-au înțeles să trăiască împreună și până la sfârșitul starețului erau la picioarele lui, erau ucenicele lui. Din ce trăiau ele nimeni nu știe, pentru că pensie nu primeau, iar milostenie nu cereau. Casa în care locuiau Pulheria și Alexandra era înscrisă pe numele lor, dar în timpul războiului actele s-au pierdut. Această casă cu verandă a atras atenția cuiva și au hotărât să o ia de la bătrâne. Documente nu aveți, le-au zis, evacuarea. Atunci ele au venit la starețul Serafim să-i mărturisească necazul. Iar el i-a zis uneia dintre ele: Maica Domnului este mai puternică decât toți, rugați-vă ei și peste 5 minute ea se va arăta. Du-te la Consiliul Sătesc, acolo sunt toate documentele gata, nu vei merge singură. Acest lucru se întâmpla iarna. Iar bătrânele, ca niște ascultătoare credincioase ale starețului, îndată s-au dus după documente, neîndoindu-se de cuvintele lui. Iată ce povestește una dintre ele. Merg în jur, era numai zăpadă și numai o mică cărare era bătătorită. Iar după o întorsătură, probabil a drumului, văd o femeie frumoasă în haine monahale. Eu am socotit că este o egumenă și niciodată în viața mea nu am văzut o astfel de frumusețe. Eu am întrebat-o: unde mergi, la prorocul? Adică așa spuneau oamenii Sfântului Serafim de Virița. Deci unde mergi, la prorocul? Ea a răspuns: da, bine zici, numindu-l proroc, căci acesta este un mare proroc pe pământ. Ceea ce vă spune el să ascultați și să împliniți. Iar acolo unde mergi tu, documentele sunt gata și nimeni nu vă va da afară, veți rămâne acolo împreună și camera și veranda vor fi ale voastre. Eu văd că le știe pe toate, adică îi spusese totul, fără ca aceea să-și spună necazul. Eu văd că le știe pe toate și am cerut binecuvântare, crezând că este egumenă. Ea m-a binecuvântat, dar nu ca o egumenă, ci ca un preot cu degetele încrucișate. Eu m-am gândit în sine: cine este ea că binecuvintează ca un preot? M-am întors, dar ea nu mai era și niciun fel de urme nu se vedeau în zăpada albă din jur. Am ajuns la Consiliul Sătesc. Acolo m-a întâmpinat o credincioasă și mi-a zis: eu însumi am intervenit în cazul vostru și am început să-i conving. Cum le vom alunga în stradă pe bătrâne?
cine le va da locuință, cine le va lua. Doar ele au fost proprietarele casei și despre acest lucru știu toți vecinii. Vedeți, a venit probabil Maica Domnului și a dat gând acelei femei, du-te, rezolve la bătrânele astea cu actele. Și gândul a fost așa puternic, aceea s-a executat. Nu s-a gândit de unde a venit gândul, dar a avut de plină convingere că trebuie să facă treaba asta. Și într-adevăr, Consiliul Sătesc a hotărât să ne facă documente pentru casă. Am luat noi documentele și am mers în grabă la starețul Serafim, cam 3 km. Și apoi, trecând pragul Batiușca, am spune, nu ți-am spus eu că nu vei merge singură? Iată că numai 5 minute trebuiau. Tu crezi că ești credincioasă, dar de fapt ești puțin credincioasă. Pentru ce atunci noi cerem ajutor, pentru ce facem rugăciuni, dacă nu ne dăjduim să primim cele cerute? Dar când te-ai dus cu credință, cum ți-am spus, iată, ți s-a arătat Maica Domnului și a întărit toate. El avea și darul vederii la distanță, a văzut tot ce s-a întâmplat. O fică credincioasă a părintului Ambrozie de la Optina, A.A. Șișcova, povestește. În 1877 am fost foarte bolnavă, vreme de aproape un an de zile, având o boală de gât foarte grea, ca urmare a unei răceli. De-abia puteam să înghit numai lichid ca hrană. La vremea aceea locuiam și primeam îngrijire la țară. Doctorii, văzând că boala se înrăutățea, m-au sfătuit să merg la Moscova, să cer o consultație și să trăiesc în străinătate într-o climă mai caldă. Atunci a venit la mănăstirea Troecurovo, din apropiere, doamna Cliucerava, care locuia împreună cu nepoatele ei pe proprietatea ei de lângă mănăstirea Optina. Aflând că eram bolnavă, mi-a transmis sfatul ei să scriu bătrânului Ambrozie de la Optima și să-i cer să se roage. La început n-am dat atenție acestor cuvinte, dar văzând că starea mea se înrăutățea tot mai mult, având dureri tot mai mari, m-a hotărât să-i scriu. Cu toate că nu-l cunoșteam, nu auzisem de el, cerându-i să se roage pentru mine. Batiușca mi-a răspuns de îndată la scrisoare, poruncindu-mi, vină la Optina fără să te îndoiești nicio clipă. Numai să ți se facă o slujbă de mulțumire și de milostivire către Mântuitorul, către Maica Domnului, către Sfântul Nicolae și către Sfântul Ioan Ostașu. Sfatul de a merge la Optina m-a înfricoșat foarte tare, știind ce călătorie lungă și grea se așternea înaintea mea. Din pricina bolii, puterea mea se împuținase foarte mult și îmi era cu neputință să mă scol. Cum să plec, mi-am zis. Dar cuvintele întăritoare ale starețului, fără să te îndoiești nicio clipă, mi-au întărit sufletul și mi-au dat putere. Cu toate cele ce mi-au spus copiii mei ca să nu merg, vedeți cumva diavolul lucrează prin oameni, dar și Dumnezeu. Dar Dumnezeu lucra prin starețul Ambrozie, dar diavolul îi zicea prin copiii ei, nu te du la Optina, stai că e drumul lung, ce faci până acolo? Așadar, cu toate cele ce mi-au spus copiii mei ca să nu merg și cu toate că doctorii încercau să mă lămurească, am chemat un preot, mi-a făcut o slujbă pentru însănătoșire și am plecat a doua zi, mai întâi cu caleașca, apoi cu trenul și iarăși cu trăsura. La sosirea mea în Optina am trimis să aflu de la Batiușca în schid când puteam merge la el. El a trimis vorbă că trebuie să mă odihnesc de îndată și că în ziua următoare trebuie să particip la Sfânta Liturghie și de acolo să merg la el. Și așa am făcut. Când am intrat în camera părintului Ambrozie, din prână cu doamna Cliucerava, Reva, ea îngenunchind înaintea lui a început să-l roage cu lacrimi. Batiușca, tămăduiește-o, îți stă în putință să o tămăduiești. Părintele s-a mâniat foarte tare. De ce? Că s-a îngenunchiat în fața lui. A zis, ce, eu sunt Dumnezeu? Să îngenunchezi în fața mea? Ce, eu am darul de a tămădui? Ca ce i-a zis, părinte, tămăduiește-o, că ți este cu putință să tămăduiești. Sfinții știu ce foarte clar, că prin ei se lucrează tămăduirile, dar nu le lucrează ei, ci Dumnezeu. Deci era o blasfemie când îi spunea, părinte, tămăduiește-o. E ca și când cu puterea lui ar fi făcut treaba asta. Deci părintele s-a mâniat foarte tare și i-a poruncit să iasă afară. Eu am rămas și mi-a explicat, nu eu sunt cel care tămăduiesc, ci împărăteasa cerului, adică Maica Domnului. Deci nu eu sunt cel care tămăduiesc, ci împărăteasa cerului. Îndreaptă-te către ea și roagă-te. În colțul chiliei atârna o icoană a Preasfintei Născătoare Dumnezeu. Femeia a făcut precum i-a cerut părintele. Apoi m-a întrebat unde mă durea gâtul. Am arătat în partea dreaptă. Bătrânul cu o rugăciune a făcut semnul Sfintei Cruci de 3 ori peste locul dureros. A fost ca și cum am primit o putere. Primind binecuvântare de la părintele Ambrozie și mulțumindu-i pentru primirea călduroasă, am plecat. Am mers la casa de oaspeți, unde mă așteptau bărbatul meu și o cunoștință.
În fața lor am încercat să înghit o bucată de pâine pentru a vedea dacă mă făcuse mai bine prin rugăciunile bătrânului. Mai înainte nu puteam să înghit nimic tare. Și deodată ce bucurie am avut! Fără durere, cu ușurință, puteam să mănânc orice. Iar până acum durerea nu mi-a mai revenit niciodată și deja au trecut de atunci 15 ani. Și dacă citiți viețile altor sfinți, altor cuvioși, o să observați acest aspect. De exemplu, dacă o să citiți și în viața Sfântului Paisia Ghioritu. Și acolo sunt multe vindecări pe care acesta le face, dar în care el spune la fel ca și Părinte Ambrozie. Maica Domnului te-a vindecat, tu te-ai venit aici în Sfântul Munte, Maica Domnului te-a vindecat, eu am făcut semnul crucii și Maica Domnului te-a vindecat. Așadar, Maica Domnului și Sfinții ne poartă de grijă. Doar că noi, dacă nu putem să ne facem vrednici de ajutorul lor, măcar să nu ne facem cu totul nevrednici de acest ajutor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu